Găsit la banii tăi, discutăm în această seară cu Radu Turcescu, consilier în relații publice și imagine. Bună seara, mulțumim că Sătuna, bună ești seara. Alături de noi. Mulțumesc și pentru invitație. Am văzut în ultima perioadă că ea având mișcarea asta de consultanță, ceea ce privește imaginea unei firme, dacă înainte fetele fără reputație nu își puteau găsi un soț, acum mergem pe ideea că o societate, o firmă fără o imagine bună nu își poate găsi clienți. Și se găsesc exact. Oameni cu idei bună inovative care să îi ajute pe antreprenori să-și facă o imagine bună, să stabilească număr mare de contacte pentru a putea găsi apoi cel puțin potențial clienți, dacă nu clienți adevărați. Sunt oamenii receptivi la sfaturi? Nu. Refractari, am înțeles. Nu. Da, eu sunt refractar pentru că merg pe ideea că știu ei mai bine. Da, în general da. Este un lucru foarte interesant care se întâmplă zilele acestea sau în această perioadă. S-a schimbat forma de business și marea parte a oamenilor de afaceri și-au început aventura la anii 90 sau spre sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000, când erau alte condiții opus total față de ce se întâmplă acum. În primul rând nu era atât de multă concurență. De exemplu, acum mediul online a schimbat complet fața sau ideea de concurent, pentru că o companie care oferă un serviciu poate fi concurentă și o companie din Galați, cu o companie din Timișoara în mediul online. Iar apoi s-a mai întâmplat ceva. Oamenii au început să se deștepte, dacă pot să spun așa, criza i-a învățat să fie mult mai precaut și au început să cerceteze mai mult. Și astăzi, orice persoană care dorește să afle informații despre produse, servicii sau o companie în sine, intră pe Google, scrie 3 cuvinte și a aflat. Ei, în aceste condiții, afacerile sau promovarea afacerilor sau modul de administrare a unei afaceri nu mai e cum era acum 10 ani de zile. Până acum, oamenii deschideau o firmă, veneau clienții, pur și simplu, chiar am avut clienți care îmi spuneau că așteptau să vină clienții și ei veneau. Astăzi așteptau să vină clienții și nu mai vin. Când vorbim despre construirea unei imagini de succes, vorbim despre măturat sub covor defecte, carențe și asigurat un ambalaj strălucitor atractiv sau vorbim despre schimbări care apar de la prima structură a firmei în sus. La ce se întâmplă acum vorbim despre mătura sub covor, pentru că foarte multe companii doresc vizibilitate. Da, trebuie să fim peste tot, mergem și la TV, mergem și la radio, spoturi, PR, publicitate, numai că Facebook. Numai că asta nu înseamnă absolut nimic, deoarece lipsește credibilitatea. Vizibilitatea este undeva aici, iar credibilitatea este undeva aici. Ei, pentru ca o companie să aibă o imagine cu adevărat bună și credibilă, să fie de încredere în ochii clienților, trebuie să arunce covorul, să rezolve acele probleme și să schimbe de la bază. În primul rând, trebuie să aibă un produs care să rezolve probleme. Sau un serviciu care să rezolve probleme. Imaginea e cumva strânsă legătură și cu ceea ce promovezi, să fie totuși ceva valoros, nu? Nu e cât de cât strânsă, pornește exact la acest punct de vedere. Poți să ai cea mai bună campanie de PR, de publicitate, de advertising, de marketing, de cum vrei să o numești, că acum sunt mai multe ramuri. Dacă produsul sau serviciul nu este de calitate și nu rezolvă problemele oamenilor, nu se va schimba, nu se va întâmpla nimic. Nu poți să păcălești la nesfârșit clienții. Da, clientul, dacă este într-un moment în care nu are prea mult timp să ia o decizie, merge pe amintire, pe sonoritate, da? Merge o perioadă, dar după aceea va vedea că așteptările sale au fost înșelate și e foarte greu câștigi încrederea unui client după ce ea a fost pierdută. În condițiile în care poate exista un concurent care poate beneficia de o reputație evident, ceva mai bună. Care e primul pas în asigurarea unei imagini de succes? Și eu cred că trebuie să facem distinție între o firmă nouă, societate nouă, o apariție nouă pe piață și una care are deja ani de experiență în spate. Bănuiesc că strategii diferite, nu? Da, în principiu sunt strategii diferite pentru că sunt și bugete diferite și pentru că firma nouă s-ar putea să aibă un avantaj. E posibil ca firma veche să vină cu ceva... Bine, cu lipsa unui trecut care... Cu ceva scame. Și e poate un pic mai complicat. Care este primul pas? Primul pas este dezvoltarea unei credibilități cu adevărat puternice. Ce înseamnă credibilitate? Înseamnă să produci sau să oferi, mai bine spus, produse sau servicii cu adevărat bune
Și înseamnă să îți pese de ce se întâmplă ca și companie, de ce se întâmplă în comunitate, să încerci să rezolvi probleme ale clienților și înseamnă să te poziționezi drept expert. Când vine un consilier și oferă niște sfaturi, se depărtează el de manualul clasic de marketing? Da, cu siguranță. Nu există un manual clasic de marketing. Există acolo un suport de curs care... Există un suport de curs, dar vorbim de un domeniu care e relativ ce se întâmplă azi. Și o strategie personalizată. Pentru fiecare companie în parte, în funcție de... În funcție de foarte mulți factori, de probleme, perioada de care este pe piață, de grupul de clienți cărora îi se adresează, de buget. Însă, într-adevăr, de fapt, care este problema? În manualul de marketing poate spune în felul următor. Faci puțină publicitate la radio, faci puțin și la TV, mai pui și două articole într-un ziar, împarci niște fluturași. Dar nu este suficient. Și costă foarte mult și nu ai siguranța că se va întoarce ceva. De ce? Deoarece nu ai studiat în primul și în primul rând clienții. De fapt, pentru a avea produse, că am spus că primul pas trebuie să fie un produs sau un serviciu foarte, foarte bun. Însă pentru a avea produse foarte, foarte bune, care să rezolve probleme și să satisfacă nevoi, trebuie să ne înțelegem foarte bine clienții. Și trebuie să înțelegem care sunt nevoile lor și care sunt problemele lor, astfel încât produsele noastre să satisfacă problemele sau nevoile clienților. Pentru că, e mai simplu. Scuze-mă un pic, de fapt, de aici pornește totul. Un client va cumpăra această telecomandă pentru că va avea nevoie de ea sau acest ceas pentru că va avea nevoie de el. Un client nu va cumpăra un produs doar de dragul de a-l cumpăra. Foarte rare sunt cazurile de persoane care cumpără, lasă că poate mi-o trebuie mie. Mai puțin și mai ales după criza economică aproape deloc, pentru că oamenii, de fapt, ce s-a întâmplat în criză? În criză oamenii nu au rămas fără bani brusc. Nu s-a fost frică să cheltuie. Și atunci cheltuiau numai pe acele produse sau servicii care știau sigur că le vor rezolva anumite probleme sau satisface anumite nevoi. Și au devenit și mai selectivi. Au devenit foarte selectivi și tocmai această cauză, dacă o companie își cunoaște foarte bine clienții să înțeleagă care sunt problemele lor, abia atunci va putea să împingă în piață produse care să rezolve acele probleme. Nu e mai simplu pentru o firmă care are nevoie de o consolidare a imaginii să apeleze la Google sau la Facebook, să contracteze un pachet din acela de promovare, să-și facă o pagină care să fie promovată și una nu, și cam, iar Google-ul să o scoată prima, a doua, a treia căutare la... Da, este simplu, dar sunt multe de spus aici. N-avem timp. Acoperă necesarul de imagine? Nu acoperă. Pentru că ne întoarcem la aceeași problemă. Este vizibilitate fără credibilitate. De fapt, o companie trebuie să comunice o idee. Da? În momentul în care am o campanie de PR, să spunem, sau de advertising, sau orice fel de campanie de promovare, da? Am nevoie să comunic o idee care să fie ținută minte și abia apoi mi-aleg canalul de comunicare. Facebook sau Google nu sunt altceva decât niște canale de comunicare. Până la urmă, ok, eu pun pe Google, plătesc la Google AdWords ca să-mi apară sus mesajul. Dar ce comunic? Ce promovez? Mă gândesc la masă cu soția la un mesaj, o fi bun, nu o fi bun, dar ne promovează. O fi bun, nu o fi bun și 90% din cazuri nu este bun. La fel și pe Facebook. Ce promovăm? Promovăm o postare, promovăm pagina, dar întrebarea este, clienții noștri sunt pe Facebook? Că dacă face nu și sunt... astfel de analiză? Da, automat. Păi sunt companii sau sunt afaceri care nu se pot promova pe Facebook. Știu că este o modă, facem Facebook, ok, dar întrebarea este dacă ne cumpără cineva din Facebook. Pentru că în cazul în care clienții noștri nu sunt pe Facebook, nu avem de ce cumpăra din Facebook. Nu avem de ce promova sau investi în Facebook. Pentru că, nu știu, sunt multe afaceri. Dacă, de exemplu, eu sunt companie producătoare de utilaje care se adresează zonei rurale, pentru agricultorii amatori, mai dificil de crezut că Nea Caisă, din vârful dealului, va sări pe Facebook și va căuta ce utilaj să-și cumpere. Iar la o investiție pe Google, așa de mare, oricum nimeni nu se orientează doar după exact ceea ce vede pe Facebook. Deci depinde foarte, foarte mult de tipologia clienților și de
Și, de fapt, ce se întâmplă? Înseamnă fără motor să ne cunoaștem foarte bine clienții, cum am spus, da? Să știm care sunt problemele lor, să încercăm să rezolvăm aceste probleme și să știm și pe ce canale de comunicare să ne promovăm, astfel încât ei să fie acolo. Pentru că există o altă formă foarte bună de promovare, newsletter-ul sau e-mail-ul. Dar dacă clienții noștri nu folosesc e-mail sau nu citesc newslettere, nu trimitem newslettere, că nu facem nimic. E important să știm unde se învârte. Se poate dovedi un eșec cu astfel de investiție în imagine? Da, evident. Marea parte a ce se întâmplă în jur în general. Și în, mă uit acum și în campaniile politice și peste tot sunt promovate imagini fără credibilitate. Și sunt aruncate niște vorbe în față, mai puțin, sublinează mult prea puțin un adevărat mesaj care să fie automat și credibil. Și poate fi un eșec, pentru că dacă investim în Facebook, acolo costă niște bănuți, investim și în Google, mai plătim și o reclamă pe la radio sau TV. Dacă nu se întoarce nimic înapoi, e o problemă și e un eșec, evident. Un client poate dicta strategia în ceea ce privește... Întotdeauna o fac. Și e normal, e corect, e benefic? Să dicteze clientul modalitatea de construire, de îmbunătățire a imaginii? Nu, da, e clientul nostru, stăpânul nostru, cum se spune. Acum, arta, sau punctele cheie... Cine trebuie să fie mai maleabil? Amândoi ar trebui să fie mai... Clientul? Amândoi ar trebui să fie mai... E ca la fotbal. Știți că la fotbal se pune antrenori și sunt foarte des de miși, tocmai pentru că nu au puțină răbdare. Ei, aici este fix la fel. E important să și clientul să-și expună puncte de vedere, însă dacă tot ai angajat cu acel consilier, lasă-l să facă ceva. În general nu prea se întâmplă, pentru că există acea idee. Nu, compania mea, eu știu mai bine, eu cunosc. Da, este foarte corect, tu știi mai bine, tu cunoști, dar e posibil ca o minte din exterior să vadă lucrurile un pic diferit și să-ți dea o altă idee, să fie exact acel declic. Poate e o percepție greșită, însă eu am senzația că apelarea la un consilier în relații publice și imagine e o variantă de ultimă instanță. Da, este o variantă de ultimă instanță. Dacă vrei, pentru cineva care se află la ananghie, să spunem. Da, da. Cred că încă în România o persoană care e pe val rare ori încearcă să-și consolideze așa acea poziție și mai degrabă merge pe gândindu-se la soartă. S-au făcut două lucruri greșite în criză de către companii. Au tăiat bugete din două părți, odată de la promovare și odată de la instituirea resursei umane. Adică, până la urmă, cam, resursa umană este acum cea mai importantă componentă a unei firme, iar promovarea, PR-ul trebuie să fie considerată o activitate permanentă, chiar dacă se merge bine, chiar dacă se merge prost. E mai dificil să angajezi un consilier în PR când ești jos și să aștepți să te scoată repede decât să angajezi un consilier în PR când ești sus, să-l plătești cu o anumită sumă și el să te țină sus, să te ajute să rămâi sus decât să ajungi jos. Mai bine să rămâi sus. Ar trebui și consilierul să aibă același statut ca și asigurare, nu neapărat obligatorie, de măcar ca cea facultativă la mașină, cum e casco, nu? Dacă plătești un abonament, s-ar putea să ieși mai bine. Exact, exact. Este foarte bine spus, dar se întâmplă un lucru. Ai spus la început un lucru foarte interesant, că trebuie să creștem numărul de contacte, de potențiali clienți. Ei, până la urmă, asta face PR-ul. Da? El trebuie să se asigure că numărul de potențiali clienți, de contacte din jurul unei companii este în permanență mare. De ce? Deoarece acela este bazinul de potențiali clienți. Nu poți crește numărul de clienți dacă nu ai potențiali clienți. Luați aminte, pe Radu Turcescu îl vom mai invita în emisiunile noastre pentru că vine cu sfaturi valoroase. Mulțumim că ați fost alături de noi, mulțumesc că ai fost prezent în emisiune. Ne revedem! La revedere!